Demonizată de unii și lăudată de alții, medicul pneumolog din Oradea, Flavia Groșan, trage o concluzie a disputelor aprinse din aceste zile. Ea notează pe pagina sa de Facebook, cităm: "Acum o oră am terminat consulturile. Nu am avut timp să-mi văd minunatele apariții publice. Am înțeles că cineva îmi solicită studii clinice asupra schemei mele minune. Prieten, vorbim să ne aflăm în treabă. Eu cu asistenta mea avem timp de studii clinice. Pacientul acum are febră, tușește, saturație scăzută. Acum, el nu stă după studiile mele clinice. Ce-ar fi să mă lăsați în pace să fac ce știu eu mai bine? Faceți-o dumneavoastră mai bine ca mine și o să mă înclin în fața rezultatelor." Am încheiat citatul. Declarațiile recente ale medicului din Oradea privind protocolul aplicat în spitale pentru bolnavii de COVID-19 au pus pe jar lumea medicală și au atras atenția populației. Unii medici au criticat faptul că Flavia Groșan a afirmat că în spitale se fac greșeli mari, respectiv că oxigenul în surplus administrat pacienților face mai mult rău decât bine și ar fi sfătuit pe bolnav să stea acasă chiar dacă au saturația de oxigen de 80%. Flavia Groșan a precizat că a vindecat peste 1000 de bolnavi fără a interna. Ea a explicat că i s-a părut extrem de dur tratamentul aplicat în spitale și că a găsit o variantă foarte ieftină cu medicamente din nomenclatorul Ministerului Sănătății. În urma declarațiilor, doctorița cu peste 20 de ani de experiență în pneumologie a fost invitată să se prezinte luni la Comisia de Etică a Colegiului Medicilor. Comisia de Etică nu dispune sancțiuni, dar dacă medicul din Oradea va continua să deranjeze cu declarații precum cele menționate anterior, riscă să ajungă la Comisia Disciplinară, care îi poate suspenda dreptul de liberă practică.